Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Biroul Electoral Județean Vrancea a făcut publice astăzi rezultatele votului de la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 46,44% dintre vrâncenii cu drept de vot au ieșit duminică la urne. Rezultatele confirmă încă o dată victoria PSD. Reprezentanții Biroului Electoral Județean Vrancea au finalizat astăzi centralizarea rezultatelor votării de duminică. Potrivit procesului verbal făcut public de Bej Vrancea, din cei 320.517 vrânceni trecuți pe liste, s-au prezentat la urne 163.194 de alegători. Urna specială s-a folosit pentru 2.309 cetățeni. Partidul Social Democrat a obținut 81.372 de voturi pentru candidații la primăriile din județ, în timp ce Partidul Național Liberal a obținut 50.173 de voturi valabil exprimate. Astfel, PSD a obținut 54 de mandate la primăriile din județ, iar PNL doar 19. Și la Consiliul Județean, PSD a obținut cele mai multe voturi. Astfel, în Consiliul Județean Vrancea, PSD va avea 18 mandate, PNL 12, iar în urma redistribuirii a mai câștigat un mandat, iar ALDE va avea 2 reprezentanți. Contribuabilii care vor să sesizeze diferite probleme Administrației Județene a Finanțelor Publice o pot face prin serviciul Telverde al Ministerului Finanțelor Publice. De asemenea, persoanele fizice pot fi primite de către șefii instituției în audiență după un anumit program. 0800 800 085 este numărul de telefon la care contribuabilii pot face sesizări. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea aduce la cunoștința publicului că acest serviciu este gratuit. Pentru solicitarea de informații de interes public în ceea ce privește activitatea Administrației Județeană a Finanțelor Publice Vrancea sau pentru transmiterea de petiții scrise, contribuabilii pot folosi în continuare canalele de comunicare existente la nivelul instituției, respectiv direct la registratura situată la parterul instituției, prin fax la numărul de telefon 0237-217-266, prin e-mail la presa.vn@mfinanțe.ro, prin poștă la adresa AJFP Vrancea, Bulevardul Independenței, numărul 24, cod poștal 620-112. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea aduce la cunoștința persoanelor interesate care doresc să facă sesizări verbale că acestea pot fi făcute doar la serviciul Telverde al Ministerului Finanțelor Publice, respectiv la numărul de telefon 0800 800 085. Acest serviciu este gratuit și este disponibil 24 de ore din 24. Menționăm că preluarea apelurilor este strict condiționată de furnizarea datelor de identificare a contribuabililor. De asemenea, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea aduce la cunoștința contribuabililor că primirea în audiență a persoanelor fizice și juridice la conducerea instituției este organizată după următorul program. Luni, între orele 10 și 12, la șeful administrației Ciprian Florin Iamandi, marți, între 14 și 15, la șef administrației adjunct colectare Chico Șioan, miercuri, între 10 și 12, șef administrației adjunct Constantin Grigorică, joi între 10 și 12, trezorier șef Ioniță Camelia. Primirea în audiență la conducerea instituției se poate face doar pe bază de cerere scrisă, care se depune direct la registratura instituției. În cerere trebuie menționat pe scurt problemele care vor face obiectul audienței. Un model orientativ de cerere privind primirea în audiență poate fi găsit pe site-ul propriu al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. Conducerea instituției va decide asupra primirii în audiență. În condițiile în care se consideră că nu este cazul primirii în audiență, petentul va fi informat despre acest lucru, iar la problema semnalată în cererea de audiență va primi răspuns scris din partea instituției. Iubitorii muzicii corale sunt invitați joi de înălțare la Sala Balada la concert. Evenimentul intitulat Artă, Ortodoxie, Patriotism, Educație este organizat de Liceul de Arte din Focșani în parteneriat cu Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Apor Vrancea invită toți prietenii, părinții și copiii la spectacolul deosebit cu titlul Artă, Ortodoxie, Patriotism, Educație, care se va desfășura joi, 9 iunie 2016, la Sala Balada, începând cu ora 16. Spectacolul are loc în cinstea următoarelor evenimente: Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, Anul Omagial al Educației Religioase a Tineretului Creștin Ortodox și Programul Național Cantus Mundi. Corurile de elevi de la Liceul de Artă din Focșani și de la Liceul Teoretic din Panciu, muzica militară de la Garnizoana Focșani și grupul vocal Bărbătesc Cantus vor oferi spectatorilor momente de neuitat. Totodată, un moment inedit va fi și piesa de teatru în cinstea eroilor români, interpretată de copiii care participă la atelierele Apor Vrancea și expoziția de icoane coordonată de profesor Mihai Lăduncă.
Cea de-a 36-a ediție a stagiunii teatrale a elevilor vrânceni va debuta joi la Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani. 8 trupe s-au înscris în această competiție. În zilele de 9 și 10 iunie 2016 va avea loc stagiunea teatrală a elevilor vrânceni, ediția 34-a. În concurs s-au înscris 8 trupe ale liceelor și colegiilor din Vrancea, iar în acest an STEF se va desfășura pe scena Teatrului Maior Gheorghe Pastia. Din juriu vor face parte Sorin Francu, directorul Teatrului Municipal, Paula Grosu, actor la Teatrul Municipal și Silvia Chelariu, inspector de limba română al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. De asemenea, Consiliul Local al Municipiului Focșani a aprobat și în acest an un buget de 7.000 de lei, alocat exclusiv premiilor STEV, după cum urmează premiul întâi 3.000 de lei, premiul al doilea 2.000 de lei, premiul al treilea 1.000 de lei, premii individuale, cea mai bună interpretare masculină în rol principal și cea mai bună interpretare feminină în rol principal, fiecare în valoare de 500 de lei. 9 medalii. Acesta este bilanțul delegației de la Clubul Nidan Focșani la ediția din acest an a Campionatului Național și Cupa României de Kickbox. Întrecerile au avut loc la București. Sportivii de la clubul de kickbox Nidan Focșani s-au întors cu 9 medalii de la Campionatul Național de Kickbox și Cupa României, competiții care s-au desfășurat în sala Apollo din București. Întrecerea a fost organizată de Federația Română de Arte Marțiale de Contact și a reunit la start cei mai buni practicanți ai acestui sport din România. Printre performenii care au urcat pe podium s-au aflat și sportivi de la Nidan Focșani, unul dintre cele mai vechi cluburi de profil din județul nostru. Sportivii care au obținut medalii la competiția națională de la București au fost Petrică Edu și Alexandru Zalinca, medalii de aur, Robert Cioarec, Mihai Vasile, Bogdan Ciubotaru și Mihai Giangu, medalii de argint, Vasile Diaconescu, George Bogdan și George Chipăilă, medalii de bronz. Întrecerea din capitală a reprezentat un ultim test important pentru definitivarea lotului național de kickbox. Sportivii de la Nidan Focșani sunt antrenați de Dănuț Pleșa Plugaru și Dan Rădulescu Scutaru. Trei echipe de mini-fotbal din Vrancea vor reprezenta județul la Cupa României, întrecere care se va desfășura în perioada 10-12 iunie la Bistrița. Arena Focșani, Green Garden Odobești și Mausoleul Mărășești vor intra în focurile competiției și au ca obiectiv calificarea în fazele superioare ale competiției. Formațiile Arena Focșani, Green Garden Odobești și ACS Mausoleul Mărășești sunt cele trei reprezentante ale județului Vrancea la Cupa României de mini-fotbal, competiție care se va desfășura în weekend la Bistrița. Arena Focșani, echipa antrenată de Jani Olteanu și manageriată de fostul primar al Focșanului Neagu Nistoroiu, și-a obținut dreptul de a participa la întrecerea de la Bistrița după ce a câștigat în ultimul act al competiției scor 2-1 în fața echipei ACS United. Acesta este pentru al doilea sezon consecutiv al Cupei României la care participă echipa Arena Focșani, după ce anul trecut a participat la turneul de la Piatra Neamț. Două locuri libere a primit județul Vrancea după ce echipele Green Garden Odobești și Mausoleul Mărășești și-au exprimat intenția de a participa la competiția de la Bistrița și au primit acceptul Federației Române de Mini-Fotbal. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect. Cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 12 grade, iar cele maxime între 20 și 22 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!